Pe lângă saltele, Ascona produce o gamă largă de paturi. De la paturi din lemn masiv, paturi din fier, până la preferatele mele paturi tapizate, în stiluri foarte diferite, de la minimalist, new retro, glam, modern, simplist, până la lucruri extrem de căutate, lucrate, spre stilul luxury, găsim o multitudine de forme, culori, texturi. Mărturisesc că partea mea preferată este atunci când trebuie să aleg nuanța pentru tapiserie. Dar pe lângă nuanță și textură, trebuie să ținem cont și de calitatea materialului, de ciclurile de frecare, de martindeli. Un material, ca să fie calitativ, trebuie să aibă de la 20-30 de mii de martindeli în sus. Și vreau să vă arăt materialul ăsta, care are un avantaj extraordinar, și anume, dacă ne-a căzut apă sau vin alb sau orice lichid, acesta nu intră imediat în țesătură, așa că ne dă timp suficient să putem curăța materialul. Și asta mi se pare foarte, foarte, foarte bine pentru pat, pentru că, cum v-am povestit, paturile tapizate sunt preferatele mele, dar în momentul în care aleg o culoare foarte deschisă, majoritatea beneficiarilor mă întreabă, dar ce o să se întâmple cu acest pat peste 3-4 ani? Păi, e în funcție de calitatea materialului ales. O să vă fac o mică demonstrație. Da? Nu intră în profuzimea materialului, așa că noi avem timp suficient. Ia uitați, uitați-vă, după câte secunde sunt încă picături. Pe lângă catifea există și paturi tapizate cu piele ecologică și, ce mi se pare foarte important, multitudinea de nuanțe, pentru că de multe ori patul poate să fie o pată de culoare sau ar trebui să aibă o nuanță neutră ca să pună în evidență tapetul sau peretele decorativ din spate. Așa că ajută întotdeauna să avem griuri colorate, materiale cu texturi diferite, catifele, catifea mată, catifea lucioasă și, pentru paturi extrem de rezistente, vreau să vă arăt ceva. Ajută să ai o suprafață de calitate atunci când jucăriile o să agreseze patul tapizat.